creștere. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. 1 Ioan 3, cu 13 și 14. Cel care se află în legătură strânsă cu Domnul Hristos este înălțat mai presus de pe judecata cu privire la culoare sau castă. Credința lui se prinde de realități veșnice. Autorul divin al adevărului trebuie înălțat. Inimile trebuie să ne fie pline de credința care lucrează din dragoste și curățește sufletul. Lucrarea samariteanului milos este exemplul pe care trebuie să-l urmăm. Atâta timp cât cei care cred adevărul nu sunt una cu Hristos, problemele legate de persoanele de culoare vor fi imposibil de rezolvat în armonie cu voia Domnului. Atât membrii albi cât și cei de culoare ai bisericilor noastre au nevoie să fie convertiți. În ambele grupuri sunt câte unii nerezonabili care atunci când apar chestiuni privitoare la culoare manifestă trăsături de caracter nesfințite și neconvertite. Între cei încăpăținați și îndârjiți din cauza că nu au învățat niciodată să poarte jugul lui Hristos, se trezesc cu ușurință elemente certărețe. Eul lor strigă după supremație cu o dorință nesfințită. Cu trecerea timpului și cu creșterea prejudecăților rasiale, în multe locuri va fi aproape imposibil ca lucrătorii albi să lucreze pentru cei de culoare. Uneori, albii care nu simpatizează cu lucrarea noastră se vor uni cu negri în a se opune acesteia, afirmând că învățăturile noastre sunt un efort făcut să despartă bisericile și să aducă tulburare legat de subiectul sabatului. Pastori albi și pastori de culoare vor face afirmații neadevărate, deșteptând în mintea oamenilor un astfel de antagonism încât vor fi gata să nimicească și să omoare. Puterile iadului lucrează cu toată iscusința ca să împiedice proclamarea ultimei solii de har printre îngeri. Satana lucrează pentru a face cât mai dificil pentru pastor și învățătorul Evangheliei să ignore prejudecata ce există între albi și negri. Să urmăm calea înțelepciunii. Să nu facem nimic ce va stârni opoziție fără a fi nevoie, nimic ce va împiedica proclamarea Evangheliei.